Trecem la un subiect extrem de important, ce anume reforma politicii agricole comune, o reformă pe care v-ați asumat-o, pe care vreți să o duceți la bun sfârșit. Ați declarat înainte de Consiliul European, în Der Spiegel, că nu veți accepta o reformă fictivă. Da, eu am declarat de la începutul pregătirii reformei că Comisia Europeană a venit cu propunerea de reformă pentru că consideră că e nevoie de această reformă. E vorba de o reformă pentru 27, în curând 28 de state membre și nu doar pentru un stat membru sau altul. Și în măsura în care ne angrenăm în acest proces împreună cu Consiliul de Ministri și cu Parlamentul, nu ne putem permite să facem o reformă doar de ochii lumii. După tăierea bugetului PAC la Consiliul European de joi-vineri, a fost înregistrată o scădere semnificativă? Nu semnificativă. A fost o scădere de sub 10%, de cred 6-7% față de propunerea Comisiei Europene și oricum o scădere pentru politica agricolă comună care este sub media scăderii totale a bugetului comunitar. Dar cum după această scădere, ce șanse mai vedeți pentru reformarea PAC-ului? Va fi un impediment major această scădere pe viitorul exercițiu bugetar? Nu cred că va fi un impediment major. De ce? Pentru că alocarea pentru plățile directe și măsurile de piață sunt principalele elemente de reformă, vin acolo în plățile directe și măsurile de piață. Alocarea pentru această parte a politicii agricole comune a rămas practic aceeași cu alocarea din perioada actuală. Acolo unde sunt reduceri sunt în politica de dezvoltare rurală, unde oricum statele membre au o flexibilitate destul de mare în a utiliza această alocare și aici sigur singurul impediment este că vor fi bani mai puțini pentru investiții în mediul rural, dar nu cred că reforma va fi afectată semnificativ pentru acest lucru, atât timp cât în plățile directe practic alocarea s-a menținut. Dincolo de aspectul financiar al acestui la aceste reforme există și împotrivire politică, clar, după cum scria și Der Spiegel. Există grupuri de fermieri extrem de puternici care se împotrivesc, care nu vor punerea în practică a conceptelor acestei reforme, o agricultură mai verde, mai prietenoasă cu mediul pe care dumneavoastră le propovăduiți. Există țări, cum ar fi Germania, care pare avea un dublu discurs pe această temă, în sensul că unii oficiali sprijină declarativ, dar în fapt mai degrabă o frână. Având în vedere toate aceste elemente, care credeți că este termenul cel mai realist pentru intrarea în vigoare a unei politici agricole comune reformate? Păi obiectivul nostru rămâne același, acela de a finaliza acordul politic pe reformă până la sfârșitul acestui prim semestru din 2013, deci până în iunie, cel târziu în iulie, urmând ca în al doilea semestru al acestui an Comisia Europeană să vină cu partea de reglementare de aplicare, de implementare, în așa fel încât partea legislativă să fie pregătită pentru 1 ianuarie 2014 și deci statele membre să poată să înceapă pregătirea aplicării reforme și se poată să ia deciziile necesare. Vis-a-vis de susținerea politică, vreau să vă spun că așa cum există, nu știu dacă pot să spun opoziție, există păreri diferite vis-a-vis de conținutul reformei, există și o susținere politică consistentă pentru această propunere. Ultima dovadă este votul din Parlamentul European, din Comisia de Agricultură din Parlamentul European, unde dincolo de amendamentele de compromis pe care europarlamentarii le-au propus, scheletul reformei și elementele centrale ale acestei reforme au fost acceptate de parlamentari și ele vor fi parte din procesul de negociere cu Consiliul de Ministri. Ce înseamnă practic pentru România noua politică agricolă comună? Pentru fermierii mari, pentru fermierii mici. Dați-ne că trei exemple de impact major asupra agriculturii. În primul rând, această reformă va însemna o plată directă în creștere în anii următori. Atâta timp cât pentru alte state membre această reformă va însemna o scădere a plăților directe, pentru alte state membre, din care face parte și România, această reformă va însemna o creștere
gradată a plăților directe. Această reformă va însemna și o simplificare a modului în care se acordă plățile directe, mai ales pentru micii fermieri. În România, ca și în alte state membre, există un număr mare de mici fermieri. Controlele care se fac pe teren sunt destul de complexe, cu un impact aducător de ceva pozitiv destul de redus, dată fiind dimensiunea fermelor, și atunci am propus o schemă simplificată de plată care va simplifica viața atât administrației publice cât și fermierilor. Această reformă va însemna și o țintire mai bună a plăților directe către categorii de fermieri care au nevoie mai mare de plăți directe. Mă gândesc aici la tineri fermieri care se instalează în agricultură, mă gândesc la fermieri din zonele defavorizate care în general au probleme mai mari. Această reformă va însemna în același timp și mai multă flexibilitate în a putea utiliza programele de dezvoltare rurală pentru nevoi de reformare, de restructurare și de modernizare a agriculturii. V-aș întrerupe aici pentru că vinerea trecută, după ce Consiliul European a căzut de acord asupra bugetului pe exercițiul 2014-2020, ați avut o declarație publică în care spuneați că e nevoie de strategii mai bine țintite pe dezvoltare rurală, adică exact acolo unde s-a înregistrat scăderea cea mai mare de buget. Ce înseamnă anume acest lucru mai precis? La ce vă referiți? La o țintire mai precisă a priorităților. Deci noi am stabilit 3 priorități la nivel comunitar. Securitatea alimentară din perspectiva nivelului producției agricole și a calității producției, buna utilizare a resurselor naturale din perspectiva resurselor solului, apei și a biodiversității și creșterea calității vieții în mediul rural. Pornind de la aceste 3 priorități, va fi nevoie ca în programele naționale sau regionale de dezvoltare rurală, colectivitățile naționale și regionale să țintească mai bine prioritățile pe care le-au de rezolvat, pentru că banii fiind mai puțini, pentru a putea obține rezultate, e nevoie ca aceste priorități să fie mai bine țintite. Și cum va ajuta Comisia Europeană comunitățile locale sau țările proprii să facă acest lucru? Păi prin oferta pe care o facem prin această reformă, pornind de la aceste 3 mari obiective ale reformei, am stabilit 6 priorități care vizează atât creșterea performanței în agricultură și a competitivității în agricultură prin, de exemplu, introducerea rezultatelor din cercetare și inovare mai mult în practică, prin organizarea serviciilor de consultanță, prin susținerea financiară a agricultorilor care, pe lângă producția agricolă, integrează și practici agricole favorabile pentru mediu, pentru fertilitatea solului, a apei și așa mai departe, pe partea de dezvoltare rurală și de investiții în infrastructură printr-o cooperare mai bună între programul de dezvoltare rurală și programele de dezvoltare regională pentru a acoperi nevoile rurale nu doar din fondurile legate de agricultură și de dezvoltare rurală, dar și din alte tipuri de investiții. O legătură mai bună între problematica economică a mediului rural și cea din mediul urban, deci această legătură rural urban care trebuie abordat într-un mod mai integrat. Deci toate aceste elemente sunt elemente noi care vin în abordarea utilizării fondurilor europene și sigur toate aceste elemente puse într-un context în care statele membre și regiunile vor avea o mai mare flexibilitate în a ținti aceste priorități, dar cu o presiune din partea Comisiei Europene pentru a avea priorități și a nu se dispersa pe foarte multe măsuri care complică atât procedurile cât și întârzie procesul de implementare a proiectelor.